manifestările au avut menirea de a accentua importanța păstrării tradițiilor în cadrul comunității elene din România. Greci din toată țara s-au adunat la Galați pentru a se distra. Costumele specifice, muzica și jocul au făcut deliciul audienței. Pentru comunitățile etnice din România, valorificarea obiceiurilor este importantă pentru a păstra legătura cu originile. Ansamblul Olimpos din Galați ajută pe grecii stabiliți aici să nu uite dansurile și obiceiurile elene, lucru apreciat de oficialii prezenți la Festivalul Elenismului. Aici, în România, noi etnici am găsit respect, disponibilitate și generozitate ca popoare, oameni și ca modele culturale, astfel încât am putut trăi generații la rând. Am putut crea, ne-am putut afirma, am putut rămâne greci, evrei, tătari, unguri, nemți, romi, cu tradițiile și valorile noastre, cu bisericile și sinagogile noastre, cu limba maternă și cu numele noastre. Astfel ne putem permite să spunem că România este un model de conviețuire interetnică și că Uniunea Elenă este unul din cele mai frumoase exemple de biculturalitate din această parte a lumii. Am deosebită plăcere să fiu astăzi alături de dumneavoastră, alături, așa cum îmi place mie să spun, de peste 500 de generali ai Uniunii Elene din România, fapt pentru care vă mulțumesc! Acești tineri minunați, membri ai tuturor comunităților grecești din țară, reprezintă cel mai important lucru al Uniunii Elene din România. Dumneavoastră sunteți viitorul nostru, dumneavoastră sunteți tot ceea ce aveți mai bun și noi suntem toți aici în slujba dumneavoastră. Regalul cântecului și dansului grecești a dus la Galați oaspeți din străinătate și din țară. Ansamblurile au ținut publicul în picioare. Festivalul Elenismului din România, organizat în acest an în Urbea de la Dunăre, a fost organizat de Comunitatea Elenă din Galați, sub egida Ambasadei Greciei la București. Proiectul a fost inițiat de Uniunea Elenă din România și cofinanțat de Direcția Relațiilor Interetnice și Ministerul Culturii.